Passat, mașina românului, cea mai căutată mașină când vine vorba de mașini second hand, este dovedită chestia asta, s-au făcut diferite studii și este justificat, e o mașină frumoasă, e o mașină care îți oferă dotări destul de multe, spațiu, o mașină care de atâta timp se vinde foarte, foarte bine. Într-adevăr, părerea mea e că n-au schimbat foarte, foarte multe la ea de-a lungul timpului, dar în continuare rămâne mașina poporului și cu siguranță se va mai vinde chiar și la modelele următoare suficient de bine, că e vorba de mașini noi, că e vorba de mașini second hand. Așadar, de data asta o să vă prezint un Passat din 2017, care este și pus la vânzare. Mi-a fost oferit pentru o scurtă prezentare și o să și mergem cu el. Și o să vă las toate detaliile cu privire la vânzare în descriere, cum ar fi numărul de telefon pentru contact, proprietar și așa mai departe. Mașina este cumpărată de pe Adesa din licitații, este cumpărată pe Fino pe România, adică oricum are numere roșii, se poate testa în toate modurile posibile. Asta este cheia, pentru curios sau pentru cei care nu știu exact cum arată cheia de la un Passat, modelul mai nou, mă rog, B8, pentru că B6, B7 am tot avut. Avem descuiat, deschidere haion și încuiat. Așadar, am descuiat mașina și putem observa în partea din față, ca o primă dotare, farurile cu LED. Sunt faruri LED, low LED, să zic așa, nu sunt cele full LED matrix. Acolo, în cazul respectiv, sunt altfel desenate și au alte lupe, să zic așa, mult mai mici. Dar important e că nu sunt cele cu halogen și sunt cele cu LED, care îți oferă oricum o vizibilitate destul de bună. O ajută destul de mult și culoarea, jantele arată bine și ele. Totodată mașina este echipată cu pachetul Airline exterior. Avem aici stickerul aferent Airline, o siglă generoasă pentru a vedea că totuși conduci un Volkswagen, senzor de parcare, aici deja de asta nu mai este vorba. Mașina este de Olanda, un lucru specific pe Germania și Olanda este faptul că vine cu această vinietă verde, să zic, aici este numărul de matriculare pe care l-a avut acolo. Astea sunt cauciucurile cu care a venit mașina, cred că mașina e în țară de vreo 2 săptămâni, ceva de genul. Este echipată cu anvelopele astea Continental, iar jantele, pe părerea mea, chiar arată bine. În general, oricum, mașinile de Olanda, la capitolul tablă, arată destul de bine și interiorul chiar arată bine, pentru că mașina are undeva la 170.000 de kilometri, ceva de genul. Și într-adevăr este o mașină foarte, foarte bună pentru familie. De curând am adus-o la comandă o Skoda Superb și într-adevăr cred că e puțin mai spațios Superbul, dar o să vedeți la interior că mașina asta chiar e mare și se justifică cerința foarte, foarte mare pentru ea. De obicei, la versiunile de bază, la Comfortline, Businessline sau, mă rog, versiuni care nu sunt foarte bine echipate, în partea din spate stopurile nu sunt cele pe LED, în schimb mașina asta are stopurile pe LED, așadar dacă o descuiem arată cam așa și într-adevăr arată destul de bine. Cele care sunt de bază sunt mai urețele, sunt mai bătrânești, dar asta chiar arată bine. Majoritatea mașinilor din această categorie, o curiozitate foarte mare este faptul că evacuările sunt false, dar nu mai e de judecat în ziua de azi, pentru că foarte puțin producători mai pun evacuări reale, cel puțin la grupul VAG, Renault, Mercedes, cred că BMW este singurul brand care încă pune evacuările reale, să zic așa. Are și o tentă de folie pe lunetă și pe geamurile din spate. Probabil este cea de fabrică. Mașina are plafon panoramic, o dotare foarte interesantă și, sincer, pe un break eu zic că dă foarte bine, chiar și pe berlină, de ce nu? Adică e o dotare interesantă, este și riscant în cazul în care se întâmplă ceva cu ea, dar eu zic că merită banii. Și, într-adevăr, stopurile și astea arată foarte, foarte bine. Mașina are și cameră marșalieră, o să vă arăt imediat. Bun, hai să mergem și la interior, având în vedere că s-a mai lăsat puțin seara, putem să vedem mai bine stopurile și toate cele. Într-adevăr, stopurile astea arată foarte, foarte bine, o să o recunosc, nu sunt ipocrit, o să o recunosc. Am deschis și panoramicul cu totul ca să se vadă că e funcțional și trebuie să recunosc faptul că la grupul Volkswagen este foarte, foarte generoasă deschiderea asta, adică la Mercedes, la Renault, într-adevăr, nu este suficient de generoasă, însă panoramicul chiar și la alte mărci este la fel de generos ca și dimensiunea, adică din punctul ăsta de vedere e ok. Și hai să mergem la interior, totodată avem lumini și aici în oglinzi. La interior nu mai e nevoie să zicem de geamurile ce față spate, reglaje pentru oglinzi. O dotare interesantă, având în vedere că s-a lăsat seara, sunt luminile ambientale. Cred că se observă și pe ușile din spate și pe ușa din dreapta. Din ce am înțeles, nu au toate. Scaunele sunt cele ergo confort, reglajul aici este electric. Iar cel pe înălțime și pentru reglaj față spate este manual. Totodată, având în vedere că mașina are 170.000 de km aproximativ, în zona asta de obicei este o uzură foarte, foarte mare. Bine, depinde foarte mult și de gabaritul șoferului, să zic așa, dar în cazul ăsta chiar arată bine. Totodată, după cum ziceam, plafonul ăsta panoramic este o dotare care, pe părerea mea, merită banii.
fie că este un cuplu tânăr, fie că este o familie pentru copii, cel puțin, cred că este foarte interesant să aibă viziunea asta asupra cerului, să zic așa. După cum zicea, mașina nu este interior, este doar exterior. Iar la volan, cam așa arată cockpitul respectiv. După cum ziceam, are ceasurile digitale. Cam așa arată volanul. După părerea mea, uzura este una normală, nu este extrem de uzat, nu e vopsit, e o uzură normală pentru kilometri ăștia. Era interesant să aibă lumini ambientale și pe aici pe bord. Trebuie să recunosc că, având în vedere că eu sunt fan Renault Talisman și se știe chestia asta pentru că am avut 3 sau 4 modele, 3 mai exact, interiorul ăsta este frumos, a fost restilizat de-a lungul timpului, mi se pare că totuși a rămas în continuare simplu, dar este ergonomic, adică de cele mai multe ori când te urci într-o mașină ca asta, știi că aici ai încălzire în scaune, aici ai clima, adică din punct de vedere al ergonomiei, cu siguranță cele din grupul VAC au rămas cam la fel, nu s-au modificat foarte mult ca și design, însă sunt la locul lor, știu unde găsești fiecare comandă. Îmi place cum au fost inserate astea pe aici, n-arată rău, aș fi ipocrit să zic că arată rău. Îmi place și ceasul ăsta care se pune de la B7 încoace. Câte butoane are, întrebarea românului, are un singur buton de start-stop. Dotarea start-stop la semafor, iar de aici se pornește motorul. Hai să punem și contactul. Cam așa arată momentul în care se pune contactul, se aprind toate cele. Trebuie să se completeze cu lichid de parabriz, alte eroare nu are mașina. Blocul de lumini este aici. Navigația care e și ea foarte ergonomică, adică nu e ceva foarte, foarte wow, este pe touchscreen, dar e destul de intuitiv, adică găsești ce ai nevoie foarte ușor. Senzori de parcare sunt puși aici acum și totodată așa putem dovedi că mașina dispune și de cameră marșalier. Înainte senzorii erau puși pe aici. Oricum, cine a avut mașina asta și a cumpărat dotele pe care le-a vrut și, de exemplu, a renunțat la, nu știu, briz-brizuri foarte multe, dar și-a luat strictul necesar pentru el, pentru că de obicei mulți nu iau virtual cockpit-ul. Este destul de interesant, iar dacă apeși pe OK, din câte știu, se măresc puțin ceasurile să-ți fie mai vizibile ție. Ai oarecare și busol acolo, ai dat OK, este mult mai vizibilă navigația. Trebuie să recunosc că față de Talisman, într-adevăr, cockpit-ul ăsta arată mult mai bine și e mult mai detaliat. Adică să lăsăm nemților ce al nemților, pentru că așa e corect. Aici, în partea de jos, frâna de mână, autohold-ul. O cotieră destul de generoasă, e ok pentru categoria unde este clasată această mașină. Scaunul din dreapta arată și destul de bine. E un Passat, adică în momentul în care zici că e un Passat, deja îți dai seama cam la ce se rezumă chestia asta. Hai să o și pornim, la unde e manuală. Totodată nu știu dacă am omis, este 1.6 diesel, 120 de cai, manual în 6 trepte. Totodată aici fac o mică paranteză, dacă străinul care are autostrăzi și drumuri a putut să meargă cu 120 de cai, putem merge și noi fără niciun fel de problemă. Și am adus zilele trecute la comandă o Skoda Superb, am postat-o pe Instagram pe care l-aveți în descriere și tot 1.6-120 de cai și chiar era ok, ai un consum bun, taxe ceva mai mici. Apăsăm butonul magic și uite așa a pornit motorașul de 1.6-120 de cai, farurile sunt și de adaptive la pornire, autohold-ul s-a activat și el și hai să ascultăm motorașul ăsta, imediat să ridicăm și capota, bineînțeles animația aferentă că avem ușa deschisă. Și hai să auzim, motorul are 178.593 de kilometri. Hai să auzim motorul direct. Este puțin cald într-adevăr, dar oricum dacă avea probleme se auzea și la cald. Deci cam așa sună 1.6-le ăsta. Totodată am verificat farurile, sunt cele originale, vă recomand când mergeți să vedeți o mașină second hand să verificați stickerele de la faruri sau dacă vi se spune că a fost lovit în față sau ceva, să verificați anul fabricației, dar în rest motorul sună ok, o să facem și un vlog în care o să conducem mașina să vedeți exact cam care e treaba. Farurile astea îți oferă o vizibilitate suficientă după părerea mea, adică îți poți face treaba cu ele fără niciun fel de problemă. Totodată că vorbeam de luminile de aici, aici se găsesc și hai să ne uităm puțin și în spate, la spațiu. Cam asta este spațiul din spate, acum sunt mult mai vizibile și lumini ambientale și pe aici pe ușă. Totodată aici găsim setările pentru climă, adică sunt modele care nu au, am aprins puțin lumina. Spațiul oricum e destul de generos pentru un pasaj, având în vedere că eu stau foarte în spate cu scaunul, spațiul zic că e destul de generos. Avem și o cotieră aici la nevoie,
care are diferite spații de depozitare și ea. Da, e un Passat, e ergonomic, găsești tot ce ai nevoie, plus plafonul panoramic care se vede și el de aici destul de bine. În partea din spate, pentru că e un Passat, trebuie să aibă spațiu. În funcție de nevoile pe care le ai, probabil mă văd senzorii acolo și de-aia face așa mașina. În funcție de nevoile tale poți să depozitezi aici și spațiul în portbagaj este foarte, foarte generos. Totodată nu este cu soft close la portbagaj sau cu închidere automată, ci pur și simplu tragi de mânerul ăsta. Îmi place că are lumini LED la număr și uite așa l-ai închis. Într-adevăr, e o mașină frumoasă, trebuie să recunosc că arată bine pe stradă, nu e pentru nevoile mele. Dar eu zic că pentru un familist sau chiar și un cuplu tânăr, mașina asta îți va mulțumi toate cerințele, să zic așa. Dacă ai așteptări mari de la ea, pentru că până la urmă e un motoraj de 1.6 diesel, sunt 120 de cai, mașina e greoaie, dar eu zic că poți să-ți faci treaba cu ea foarte, 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 foarte bine, chiar și cu caii ăștia. Așadar, ăsta este Passatul din 2017, 1.6 diesel manual. Dacă sunteți interesați sau dacă aveți o mașină de genul ăsta în familie, vă rog să spuneți în comentarii. Iar dacă sunteți interesați de mașină, vă las toate detaliile în descriere, să luați legătura cu băieții care vând mașina. O să vă pun la dispoziție și pozele din licitație, pentru că le-am văzut și eu. Mașina are numere roșii și puteți să discutați direct cu ei în privat. Vă salut!